Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri, intră chiar acum pe Neba. Acolo găsești toate jocurile tale preferate la un super preț. Verifică linkul din descriere. Bună dimineața. Legumatul la butoane. Băi frate, pe ora 8 fix. M-am mai trezit la ora 8 fix de nici măcar nu știu când. Uitați-vă și ce frumos sunt îmbrăcat măcar, da? Apreciați-mă pentru treaba asta. Și vă zic imediat unde mă duc. Că altă treabă la ora 8 dimineața n-am loc să dorm. Îmi trăsc picioarele. Aoleu, salut, salut. Hai să vedem. N-am mai condus manuală de ceva timp. Așa. Mamă, ce ciudat mi se pare să nu mai văd camera în camera de pe marșalier. Stai bă, că băgasem una în marșalier. De obicei la BMW-uri intră foarte greu un marșalier, dar ăsta intră prea ușor. Suntem cu mașina lui Florica. Nu i-am cerut voie să fac car vlog din ala, nu cred că se supără. Dacă se supără îi trece. Că și eu mă duc acum pentru el la ora 8 și un sfert dimineața. Sper să vadă bine GoPro pentru că i-am pierdut cuiul. Băgam aici picioarele și acum mă duc că trebuie să ajung la cineva. Bine, mă rog, eu știu unde, dar nu vă zic vouă, că vă zic degeaba, oricum știți. Și bă, dar ăsta merge? Alo, cum dau mai tare, Florine? Că mor aici de cald. Au, și mai puține grade. Așa, mă duc că trebuie să-și facă ceva la faruri, nu știu sigur ce. Bă, dar ce s-a întâmplat cu mașina asta, că intră prea ușor în locul ăla dinspre marșalier. Deci și acum cum voiam să-i dau a doua, tot așa s-a dus prea mult în stânga, în dubioșel. Da, și m-am pus să mă întâlnesc de la 8 că e replecat, frate. Și s-a aprins și becul la benzină. Mi-a lăsat și un milion aici să bag. Am aici piciorul în gura ta, Florica. Eu mă trezesc pentru mine la ora 7:30 dimineața. Mă trezesc pentru Florica la 7:30 dimineața. Am aici piciorul să-mi bag. Sunt morocănos și am vocea groasă. Și merg mai repede prin gropițele ăștia pentru că cred că cam întârzi. Asta a zis la 8:30. Bine, nu fu vina mea. Eu mă trezi la timp. Dar s-au întâmplat mai multe lucruri despre care nu pot să vă spun în acest videoclip, din păcate. Opa, așa. Și da, conducem o manuală. Stai bă, că trebuie să pornim farurile acum, căci că s-a dat... Vă game aici piciorul! S-a dat lege, băi frumoșilor. Trebuie să avem ăsta, cum se numește? Trebuie să avem farurile pornite, mereu. Bine, eu la 7 nu le pornesc, le las pe auto, frate, că de-aia am funcție de auto. Pe zi îmi pornește frumos daylight-urile. Dacă pornesc farurile, daylight-urile, ce mai fac? Că nu se mai văd, și nu e bine. Nu, frate, pornim frumos, lăsăm funcția de auto. Mașinile care n-au funcția de auto, înțeleg gen să le pornească. Dar dacă eu am funcția de auto și am daylight-uri, că mie pe funcția de auto nu stau daylight-urile pornite. Și daylight-urile nu e ca și cum aș avea pozițiile pornite. Sunt mai puternice decât pozițiile daylight-urile, știi ce zic? Știi ce zic? Bă, sper să nu-i dau 1, 2, 3 de ăsta, să nu-i dau în loc de a întâia să-i bag marșalier, mâncava așa. Băi, e așa, merge bine și intră bine în viteze, dar mi se pare, dar parcă ultima oară când am condus-o n-a fost așa. E de la timonerie, ce pui mei. Au, vreau să iau mai încet. Nu știu, am obișnuit prea mult cu așa de repede asta, mi se pare rigidă, frate, mi se pare rigidă rău de încolo. Nu înțeleg. Frumoșilor, nu uitați că în descriere aveți primul link aici frumos care vă trimite direct pe Eneba. Dacă vreți să vă cumpărați un joculeț, de exemplu găsiți Eurotrack pe Eneba, vreți să vă cumpărați un joculeț și orice alt joculeț pe care vreți să vă luați de pe Steam sau Epic Games, îl puteți căuta înainte frumos pe Eneba. Dacă îl găsiți, poate îl găsiți la un preț mai avantajos, îi dați cumpăra acum sau adaug în coș. După care apăsați procedeți la plată și aici puteți să selectați varianta de plată care vă convine cel mai mult. Eu zic că merită să faceți treaba asta cu orice joculeț pe care vreți să-l cumpărați, poate îl găsiți la un preț mai bun. Hai vă pup! Și care am zis? Ce n-ai pe audio? Ce n-ai bă, dau în stânga, îți dau un ce să dau mai tare. Mă, ce mașină e asta, bă? Da. Uite și asta din față este pe funcția de auto pentru că nu are triplele pornite. Este 8 și 18. Hai mă, că cu
puțin noroc ajungem la timp. Cu puțin noroc. Dar ce merg cu ea așa subturată, frate, că e manuală. M-am obișnuit de la automată, știi? Îi dau trepte așa în prostie. Sper să nu prind aglomerație aici în partea din stânga, la Ambasador. Dacă prind aglomerație, e nasol. Eu cred că tot ajung, dar e nasol. Mamă, soare, frate, mamă, mamă, mamă. Nu o să vedeți mai mare lucru, dar nu pot să conduc așa. Să mă pun așa mai pe spate, poate vedeți mai bine. Bă, am foarte mult timp de când n-am mai condus o manuală. Și asta... Și asta e și BMW-ul. Cu toții știm că BMW-ul e foarte, foarte rigid. Nu mă deranjează neapărat, dar... Na. Trebuie să mai conduc și trebuia să mai conduc și o manuală, frate. Dar nu la ora 8 dimineața. Deci, ăsta este singurul impediment. Nu cred că m-am mai trezit la ora 8 dimineața. Nici nu știu de când, să vă spun sincer. Și nu mi-era dor să mă trezesc la audiența. Bine, ce-i drept, e un lucru pozitiv în toată chestia asta. E răcoare, frate. Adică la ora asta poți să stai la soare, știi? La ora asta nu te arde soarele. Nu simți căldura aia nebună de la soare. Că am stat afară și am așteptat pe sora lui Florin să mă ducă la mașină. Că el de dimineața a plecat cu ea să-și ia ceva acolo. În fine, nu mai contează. Și am stat la soare. Că, na, nu prea am avut unde să stau la umbră. Și mi-a fost cald. Și nici nu m-am rodat. Hai să vedem. Tip tap tip tap tip tap tip tap tip tap tip tap tip tap. Au, pardon. Mamă, ce îngustă e asta pe lângă A7, ești nebun. Mă dădui ca acum mă dau de obicei cu A7-le. Și uite și tu cât loc mai am până la bordură. Mi-e frică că o bag în marșalier, mâncava așa. Și încă nu sunt. Adică, ce pui mie. Am schimbat de două ori treptele. Păi nu-i aglomerați aici, surprinzător de bine. De bine, de bine. De ce să trezesc oamenii așa de vreme, mă, în Cavaș? Bine, să duc la muncă, de fapt. Da, pare rău. Și mă duc la muncă, dar mai târziu. Astăzi nici măcar nu știu cum filmăm. Și nu știu dacă filmăm după masă sau dacă filmăm dimineață. Și sincer aș vrea să filmăm după masă dacă tot filmăm. Pentru că dacă tot plecai de acasă, măcar să filmăm după masă. Așa. Așa trebuie să mă întorc acasă, să filmez. După aia să mă duc mai încolo să-mi beau cafeaua. E nasol și nici nu știu pe unde să iau să ajung mai repede unde vreau să ajung. Cred că o să iau pe aici. Cred că în viața ei mașina asta nu, cel puțin în ultima perioadă nu s-a mers așa încet cu mașina asta. Îi dă florică de sar roțele din ea. Cred că acum mă pupă pe mine mașina asta. Îmi zice, hai să te pup, frumosule. Mâncați aș frumusețea ta, mamă, tramvai. Eu dai fac eu manevră că nu pot să stau în cavă. Ia uite ce mă sperie, crezi că roata a făcut-o praful ăla. Hai noroc, băieții, îmi pare rău. Toreadorule, nu scuipa pe jos. Folosește scuipătoarea, că pentru asta e. Toreadorule, nu scuipa pe jos. Hai că făcui manevră. Bă, ce-mi va pișoare în tramvai, bă. Bă, naiba aia, nu făcui niciun fâs. Mi se pare ciudat. De obicei n-am treabă, dar... Acum chiar mi se pare ciudat. Mă sperie chestia asta cu cutia de viteze, cu timoneria asta. E ciudat rău. O băgai din greșeală de două ori în marșalier. Nu acum ai mers, atunci când plecai. Și le-ai frica. Bine, nu o băgai în marșalier. Gen, trăsăi spre marșalier. Că, na, ca să, de exemplu, ca să o bagi în marșalier, trebuie să... Nu, chiar nu. Am mai frică mie. Dacă nu tragi tare, nu intră. Da. Mă speria eu aiurea. Eram obișnuit la BMW-uri, de-aia vă zic, eram obișnuit la BMW-uri să tragi, frate, cu putere să intre mașinile. Adică la mine, de exemplu, la E46 când am avut, trăgeam, bam, bam, dădeam cu el de sărea în sus ca să intre. La asta văd că intră mai ușor și de-aia m-am tras mai așa. Sună de
cursată, da? E bine. Au. Au. Tum 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 tum. Much better. Much better acum. Bă, dar cum schimbam să fac eu consumul? Parcă de aici. Aha. 24 de grade jumate. Consum de 8.8. Te pup, Florin, că n-ai văzut tu consumul ăsta niciodată la mașina asta. El mereu îi dă în gură la săraca mașină. 8.25. Bă, când s-a făcut 8.25? Ce naibii lui? Era 8.30 că trebuie să fiu acolo, dar nu mă grăbesc, că oricum am un pic și ajung. Dar pe unde naibii o iau eu acum să ajung? Mereu uit. Aha, gata, știu. Gata, știu. Puteam să o iau prin mai multe locuri. Deci de-aia mă gândesc. Știi că eu mereu când trebuie să ajung undeva ce obțin în Craiova, eu îmi fac așa un traseu în cap, știi? Îmi fac, trebuie să ajung acolo, pot să iau pe acolo, pot să iau pe acolo, dar la ora asta aglomerație acolo, la ora... Sunt un fel de GPS, știi? Cam așa ceva. Și îmi fac eu traseu, pam, 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 pe unde pot să iau. Și acum asta făceam prin cap. Dar am ales varianta cea mai sigură. Singurul dezavantaj este că de obicei faci greu stânga în intersecția asta de aici din față. Dar nu e chiar așa de rău. Uite și pe ăsta, pă, dacă tu voiai să faci stânga, mâncați-o. De ce nu te pusă-și mai încolo? Bine, dacă se punea acolo, nu cred că putea să facă stânga. Toată pe ăsta cu polul are jante verzi, mă, cavaș. El e gri cu jante verzi. Urât, urât. Chiar urât. Hai, băgați-vă. Băgați-vă, fraților, băgați-vă. Atât și pe ăsta. Bravo, frate. Și eu pe unde mă bag? Am scăpat. E foarte ciudată intersecția asta. Adică, sincer, ca să te bagi, gen, efectiv să... complet legal, între ghilimele, să nu stânjenești pe nimeni, să nu te lase nimeni. Sincer, nu știu dacă poți în momentele când e circulație. Adică poate noaptea, când nu e nimeni, știi? În rest... Sau poate că poți, dar cred că trebuie să stai vreo 5 minute. Așa, să prinzi tu un loc. Să te bagi. Bă, mai avem un pic și ajungem. Am cam ajuns la fix. Sper să fie cineva acolo, că eu din câte știu ăștia deschid pe la 9:30, 10. Na, mă rog, dacă Florica mi-a zis, merg pe un alt Florica. Hai, mă, că văd că e deschisă curtea. Curtea e deschisă, nu știu dacă e deschis și... Deci, hai că vedem.